De unde vine numele de Europa? Care e legenda Europei? Europa este continentul pe care trăim, dar el a existat cu mult timp înainte să fie numit astfel. În ziua de azi, numele de Europa e unul comun, cunoscut la nivel mondial. Dar oare de unde își trage rădăcinile? Ne spune Andreea Neblea, editor al e News. Bine te-am găsit, Andreea, așadar, de unde vine denumirea de Europa? Bună, Alice, să-ți spun prima dată despre mit. Numele Europa s-a crezut mult timp că provine din mitul antic al lui Zeus și al prințesei feniciene Europa. Legenda spune că Zeus a văzut-o pe frumoasa prințesă cum se scălda în apele mării. Impresionat de frumusețea sa, s-a transformat într-un taur alb și s-a apropiat de ea. Prințesa feniciană s-a apropiat de taur și, când a văzut cât este de blând, l-a încălecat. În acel moment, Zeus a rupt-o la fugă și astfel a răpit-o pe prințesă. A dus-o pe insula Creta, unde s-au iubit și au avut trei copii. Herodot însă nu credea că povestea prințesei feniciene nu are vreo legătură cu denumirea continentului, scriind în cartea a patra din istoriile sale că nimeni nu știe de unde vine acest nume. Mai sunt și alte ipoteze pentru această denumire Europa? Alice, cei care iau în considerare limba greacă pentru a analiza rădăcina numele, numelui de Europa, combină euris, ceea ce înseamnă lat, și ops, adică față sau ochi, pentru a ajunge la o descriere adecvată a țărmului Europei. Prin extensie, această combinație de cuvinte înseamnă continent. Chiar și așa, mitul Europei a fost deseori folosit pentru a face comentarii referitoare la politica europeană. Astfel de interpretări includ atât încercările de pan-europenizare de la începutul secolului al XX-lea, cât și ororile și violența războaielor devastatoare. Mulțumesc, Andreea, pentru informații.